Absolvenții de gimnaziu nu au scăpat de emoții. Până pe 16 iulie, elevii trebuie să decidă ce liceu vor să urmeze. Iar pandemia încă ne dictează viețile pe toate planurile. De anul trecut s-au schimbat regulile pentru elevii care vor să meargă la un liceu din alt județ. Înscrierea se face la fel ca în 2020 la unitatea de învățământ pe care au terminat-o. Elevii și părinții trebuie să completeze fișele de înscriere în perioada 16-22 iulie. Tot în această perioadă, reprezentanții unităților de învățământ introduc datele în aplicația informatică centralizată. Atenție! Părinții trebuie să verifice foarte bine toate aceste informații pentru că orice greșeală poate trimite copilul la un liceu nedorit. Pe 24 iulie are loc repartizarea computerizată. În perioada 25-28 iulie se depun dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați elevii, iar pe 29 iulie se transmite situația locurilor rămase libere. Apoi începe etapa a doua. Multe dintre cele mai bune licee din România se găsesc în capitală, așa că numeroși elevi din provincie optează pentru o unitate de învățământ din București. Admiterea în București se poate realiza la sediul unității de învățământ. Ei completează la sediul unităților de proveniență formularul, acea fișă de înscriere care poate fi transmisă electronic unității de învățământ pe care a absolvit-o candidatul, sau poate fi completată la centrul special de înscriere din județul în care el dorește să participe la admitere în situații excepționale. Dacă înainte de pandemie exista un centru special în București, la Școala Sfinții Voievozi, unde mii de elevi din toată țara veneau să se înscrie, acum acest pas se face doar în școala pe care a absolvit-o. Schimbarea este de anul trecut. Din momentul în care am fost în această stare de alertă, suntem și acum. Cei care au absolvit în alte județe decât Bucureștiul sau în alte județe, înscrierea, indiferent pentru ce județ se face, se face la ei acasă. Codurile Bucureștiului le găsesc pe site-ul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, astfel încât să se poată completa acea fișă de opțiuni, după care afișarea rezultatelor, adică a admiterii propriu-zise, se va face în data de 24 iulie. De asemenea, unitățile școlare unde au terminat copiii vor afișa locațiile, unitățile școlare unde au fost repartizați. Și pe urmă trebuie foarte repede să ajungă cu dosarele de înscriere la aceste unități până în 26 iulie. 80% din nota finală pentru admitere la liceu este dată de rezultatul la evaluarea națională, iar restul de 20% de media anuală obținută în cei 4 ani de gimnaziu.